Bună seara, dragii mei, și bine ne revedem la Întrebări și Provocări. În această seară, întrebări și provocări despre muzică. Despre muzică care ne aduce bucurie în suflet, muzica care transformă lumea, transformă oamenii. Muzica nu trebuie închisă în muzee, e bine să circule și e bine că este lângă noi. Întrebări și provocări despre muzică cu două fete frumoase care fac muzică, care au crescut odată cu muzica. Dați-mi voie să le spun bună seara, Mădălina și Horincar. Bună seara, Mădălina! Bună seara și bine v-am găsit! Și bună seara, Alexia Florescu! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți alături de mine, vă știu de mici și pe una și pe alta. Ați crescut odată cu muzica, iubiți muzica, faceți muzică. De ce muzică? Alexia, de ce muzică? Ia. Păi așa este o pasiune pentru noi și ne-a plăcut foarte mult și am văzut că avem voci bune. Sigur, și ne aduce satisfacții. Da. Și... De la ce vârstă cânti tu? Eu cânt de la vârsta de 5 ani, iar prima persoană care a aflat că eu am voce a fost doamna educatoare de la grădiniță, care de fiecare dată când aveam o serbare mă punea pe mine să cânt și la fiecare serbare nu exista să nu mă pune să cânt. Să... Și uite așa, ai devenit o mică vedetă. Da, eu cântam în fiecare zi toate ce le auzeam și mama m-a întrebat dacă nu vreau să mă ducă la canto. Și am zis că da, cu multă plăcere. Și te-ai dus la Palatul Copiilor întâi? Da. Uh-huh. Iar după care am venit la Mădălina. La doamna profesoară. No, da. Noi suntem, da, copiii, îmi spun Mădălina, pentru că suntem ca vârstă foarte apropiați, iar respectul nu constă în a mă lua cu dumneavoastră, ci în altceva. Da. Mădălina, tu îți mai aduci aminte cum ai intrat pe aripile muzicii? Da, n-aș avea cum să uit. Traseul pe care l-am parcurs și în special momentul declanșator, să spun așa. Pot să spun că mi se cam aseamănă povestea cu cea a Alexiei. La fel, mama, văzându-mă acasă, atunci începeau să apară videoclipurile pe la televizor și eram în fața televizorului, cântam, dansam toată ziua și mama vrea să mă ducă la balet. O căutam pe doamna Magda Sabo. Da, da. Și tot încercând să dăm de dânsa, mi se pare că era liberă în acea perioadă, am cunoscut-o pe doamna Adriana Diaconu și a spus mamei să mă lase să încercăm la un curs, să văd cum mă simt. Mi-a plăcut atât de mult, fiind cu foarte mulți copii de vârsta mea, încât am rămas. Și de la vârsta de 4 ani până la vârsta de 17 ani, am fost eleva Palatului Copiilor. Ai crescut cu muzica. Am crescut cu muzica. Tu ți-aduci aminte când ai lansat primele casete? Prima casetă la 11 ani. Știi unde am lansat-o? Ți mai aduci aminte? La școala numărul 3. Da. Și dacă tot ați menționat că am crescut odată cu muzica, dumneavoastră mi-ați fost mereu alături, da, pe parcursul acestor ani și mi-ați supravegheat foarte mult activitatea, atât ca invitată în emisiunile dumneavoastră, cât și prin articolele pe care le-ați scris de nenumărate ori. Păi, meritai. Și vă mulțumesc foarte mult. Sunteți un om aproape de sufletul meu și vă mulțumesc. Îți mai aduci aminte cum se chema caseta? Sper și cred. Da, foarte. Eu am sperat și am crezut că voi ajunge să fac ceea ce îmi doresc și ceea ce îmi place, în primul rând. Și se pare că viața acolo m-a pus unde mi-am dorit. Profesorii tăi îți întrezăreau o frumoasă carieră solo. Da. Și uite că ai întors cu 180 de grade și din solista care iubea scena, ai devenit educatorul care formează talentele. Viața este imprevizibilă și cred că trebuie să fim mereu dispuși să ne adaptăm vremurilor în care trăim.
Eu încă continui să cânt, dar pentru o perioadă din viața mea, să zic că mi-am dedicat puțin mai mult timp copiilor și adolescenților care își doreau să cunoască mai multe din tainele muzicii. Probabil că am moștenit acest talent de la mama mea, care este cadru didactic. Nu mi-aș fi putut imagina vreodată că voi fi dascăl, dar îmi aduce atât de multe satisfacții, de multe ori și emoțiile sunt mai mari în momentul în care elevii mei sunt pe scenă la concursuri, dar plâng de foarte multe ori și mă bucur alături de ei și mă bucur de 100 de ori mai mult pentru rezultatele lor decât pentru ale mele. Și cred că aici trebuia să ajung, să împărtășesc din ceea ce am acumulat de-a lungul timpului celor care au nevoie de sfaturile mele. Alexia, tu de ce crezi că au nevoie oamenii de muzică? De ce ai tu nevoie de muzică? Păi, muzica pentru mine este o pasiune, nu așa că... No, m-am apucat de cântat și hai să o fac. Vreau să-mi fac o carieră în muzică și să le arăt tuturor că și ei, chiar dacă nu sunt atâta de buni la cântat, pot și ei să ajungă cineva, pentru că nici eu nu am fost atât de bună din prima dată când am cântat. Tu ți-aduci aminte, da, muzica, performanța în muzică înseamnă multă muncă. Ai participat anul acesta la Ursulețul de Aur, așa-i? Da. Erai în sală când a vorbit Oana Laura Gabriela? La Nu gală, știu. probabil. La gală, Nu da. știu. Deci, dar o știi pe Oana Laura Gabriela? O Nu. cunoști? Nu o Sunt cea cunoști? care a luat Care a luat trofeul de trofeul, platină. da, a luat trofeul la Da. Ursuleț, da. Și ea spunea acolo, deci ea este absolventă de liceu, a terminat liceul și spunea că i-au trebuit foarte mulți ani de muncă serioasă până a ajuns la performanță și învăța copiii, le spunea copiilor să nu fie dezamăgiți dacă nu iau premii, să muncească, să persevereze, că dacă este muncă și pasiune, vin și recompensele. Alexia știe acest lucru pentru că ea muncește foarte mult și de foarte mult timp și în acest moment rezultatele ei foarte bune sunt constante, ceea ce înseamnă că a ajuns la un nivel foarte bun și am să dau un exemplu. Anul trecut, la un festival unde au participat copii cu vârste cuprinse între 5 și chiar și persoane de 40 ceva de ani, Alexia a fost singura concurentă care a luat 10 pe linie. Foarte frumos, Ca da. urmare, în acest an va fi membră a jurului, probabil, în acest Unde-i festival. festivalul? Festivalul Lira de la Tăuți Tăuții Măgărăuș, în fine, Măgărăuș, da. sigur. Și Și cum crezi, auzi, cum crezi tu că te simți în juriu? Cum va fi în juriu? nu știu, dorința mea de când am început să cânt a fost să mă văd în juriu. Iar când am auzit că la premiul cel mare, la concursul Lira, că ești în juriu, m-am gândit, măi, hai Am ajuns aici, măi! da, și eu acasă i-am spus mamei mele că dacă o să câștig eu trofeul. Iar mama a zis, poate o să-l câștigi, dar nu este sigur. Ea, neștiind ce se va întâmpla, nesigură, când a auzit că... Ai luat trofeul. Iată-l în stânga ta, că Uite ce da, frumos și... e acolo.
Și a venit la mine și a început să plângă. Eu n-am înțeles de ce, pentru că și eu eram puțin înainte de a primi trofeul, eram supărată, pentru că credeam că nu voi primi nimica. Că toți au dat categoria ei și ea săraca plângea pe marginea scenei și credea că nu va lua nimic. Nimeni nu știe absolut nimic, pentru că aceste lucruri sunt ținute secret. Categoric. Da, dar m-am dus la Mădălina și Mădălina mi-a spus că să nu fiu supărată, că voi câștiga trofeul. Mădălina știa? Nu știa. Am aflat că trebuie să o încălzesc, ceea ce însemna că urmează să cânte în gală singur. Dar târziu mi-am dat seama și eu nu vedeam pe Alexia unde e și săraca plângea. Păi ți-aduce aminte cum era... Cum erau competițiile când concurai și tu, da? La fel, cu plânsete, cu supărare, cu fericire, cu de toate. Este foarte important ca și cântăreț să ai un psihic foarte bun. Și eu încerc să-i antrenez pe cei cu care lucrez și în acest sens. Nu participăm neapărat la competiții pentru a câștiga cu orice preț. Consider că trebuie să fii tu mulțumit în momentul în care te dai jos de pe scenă. Chiar și cei foarte mici știu când au cântat bine și când ei se apreciază foarte bine. Absolut. Și atunci știu și la ce să se aștepte, ascultându-i și pe ceilalți concurenți. Iar dacă, asta le spun, dacă de la un concurs la altul simți că ai evoluat, înseamnă că pentru tine, pentru mine, pentru părintele tău, tu ești învingător. Că pe urmă și cei din juriu îți vor aprecia munca și te vor premia corespunzător, asta este bucuria supremă. Da. Câte diplome ai? Ți le-ai mai numărat? Nu prea știu câte diplome am. Păi de la 5 ani până la Matusalemica, adică vârstă eu... de... Câți ani are? Câte? Eu am aproape 10 ani, împlinesc în 18 noiembrie. Oi, și mulți înainte. Mulțumesc. Alexia este și o foarte bună pianistă. Păi o să vorbim și despre completarea vocală cu cea instrumentală. Cu cea instrumentală, care e foarte importantă, da. Vreau să completez ceva. Te rog. La oră cu mădă, mă simt foarte bine, iar dacă mă ceartă, eu nu mă supăr pe ea, pentru că știu că ea îmi vrea doar binele. Iar vreau să mai spun că poate alți copii se supără pentru această chestie, dar... Și eu am fost la fel și mie mi s-a explicat foarte mult, dar am înțeles că totul se face pentru binele meu, nu pentru rău. Dar te ceartă mult, Mădălina? Nu, Mădălina ne ceartă doar în caz că, nu știu, am uitat ceva sau... Ați uitat să studiați. Da, așa. Asta e supărarea mea. Când uită să studiați, nu este cazul Alexiei. Câți copii sunt la școală? Mulți și numărul lor continuă să crească. N-aș putea să vă spun un număr exact. Acum, pe perioada vacanței, mulți deci au fost plecați. Deci voi funcționați și pe perioada... N-ați avut vacanță? Eu am avut puțin concediu, la fel și colegele mele, pentru că mai am încă două colegi cu care colaborez, Oana Barbul și Diana Toma, cărora le mulțumesc pentru eforturile lor. Mă ajută foarte mult cu grupele de începători, pentru că atenția mea este foarte mult îndreptată înspre cei care fac performanță. Și având destul de mulți copii care fac performanță, sunt mai tot timpul alături de ei și de nevoile lor, pentru că nevoile sunt mari. Abia terminăm cu un concurs, începem pregătirea pentru un alt concurs. Chiar săptămâna viitoare voi avea în 3 orașe din țară copii plecați în aceeași perioadă, weekendul viitor, la Sibiu, unde va merge și Alexia, la Piatra Neamț, la un concurs internațional, și la Bușteni. Și eu voi sta acasă cu sufletul la gură. De obicei le sunt alături, dar în această perioadă nu pot să plec. Și mi-a fi foarte greu, că este pentru prima dată când probabil că voi fi pe Facebook Live. Le urmăresc prestațiile. Ție dor de scenă?
Da, dar eu cânt în continuare, cânt cu ei la spectacolele pe care le organizăm cu diverse ocazii și sunt mereu acolo prezentă. Uite, eu ți-am pregătit o surpriză. Așa, din tolba. Din tolba cu amintiri. De, cred că de vreo 10 ani este surpriza aceasta pe care vreau să, de care vreau să-ți aduci aminte cu plăcere și să-mi spui cum era atunci și cum vezi tu lucrurile acum. Mădălina Orincar, cred că în 2007. Cât am dat, tot aș vrea să dau. Din nou am văzut filmarea. Cât am luat, tot mai vreau să iau. Să înțeleg lumea cum e ea și vreau să mă apropii de stea. Viața e ca un cerc închis, până acum nu l-am deschis. De trecut nu-mi pare rău și stau și fac tot ce vreau eu, dar nici azi n-am atins nicio stea. Se întâmplă că cum a apărut melodia aceasta? Da, mi-aduc aminte că am cântat această melodie, mi se pare, în Gala Ursulețului de Aur. Da. Din acel an murise Laura Stoica și am cântat această melodie în memoria ei,
În juriu era atunci Silvia Dumitrescu, care era profund marcată de acest eveniment ca Dispariția tragică, da. noi toți. Și a fost un moment extrem de emoționant pentru mine, pentru că aveam o sarcină foarte grea. Am învățat melodia în 2 zile și a fost foarte, foarte, foarte greu să apar pe scenă și să interpretez o melodie a unei artiste atât de consacrate și atât de valoroase a țării noastre. Alexia, ți-a plăcut cum a cântat Mădălina? Foarte mult. Ești drăguță, Ce să apreciezi tu la profesoara ta cel mai mult și cel mai mult? Păi, în primul rând, este o prietenă foarte bună. În al doilea rând, nu știu, avem o legătură cu ea. Nu, eu nu cred că aș părăsi-o prea curând. Ce drăguț! Nici eu nu cred că v-aș părăsi prea curând și mă gândesc de foarte multe ori că vine până la urmă momentul să plecați și cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mă supăr mai tare, așa că Păi încât nu să prea, că fac. vin alții, vin generații Nu după este același generații, da. lucru. Te legi sufletește de cei cu care lucrezi și ajungi chiar să îi iubești. Și sentimentele noastre sunt sentimente sincere, care se înfiripă acolo în mediul în care muncim, în mediul în care ne mai supărăm uneori, pentru că performanța se face doar dacă ții cu dinții așa de muncă și pentru un copil este foarte greu să șopească din copilăria lui și din momentele lui de joacă și să studieze. Și eu apreciez aceste eforturi, iar cei care fac acest lucru au rezultate. Iar Alexia este unul dintre acești Că trebuie copii. să muncească un copil într-o zi ca să aibă rezultatele scontate și În așteptate. funcție de nevoile fiecăruia. Sunt copii care cântă de 2-3 ori pe zi și au rezultate extraordinare și sunt copii care cântă de mai multe ori pe zi sau fac mai multe exerciții și pentru a avea aceleași rezultate sau cel puțin asemănătoare. Depinde de fiecare, pentru că, într-adevăr, e munca importantă, dar mai este și talentul care contribuie destul de mult Și la compensează evoluție. câteodată, da? Sigur, și maturitatea. Maturitatea de a înțelege și de a-și însuși lucrurile pe care eu încerc să le transmit la nivelul fiecăruia, pentru că am elevi și de 3 ani jumate și de 18 ani și atunci trebuie să mă mulez în funcție de vârsta fiecăruia. Și așa că, Alexia, îți mulțumesc foarte frumos în primul rând pentru că mă consider prietena ta și pentru că atunci când te cert sau, mă rog, sunt un pic mai supărată, știi că o fac pentru binele nostru. Da, uite că și tu când ai fost în emisiunea Weekend cu prietenii, Da, și ai erau avut, erau profesoarele profesoarele tale care au fost considerate și ele au fost mândre că le-ai considerat prietenele. Da, asta am vrut să spun acum. Și eu am avut parte de profesori minunați, atât aici în Baia Mare, cât și în București și la Cluj, unde mi-am făcut studiile de masterat. Și chiar dacă au fost foarte dure cu mine, în acest moment, mă rog, nu numai acum, și atunci le iubeam necondiționat și știam că îmi doresc binele. Iar rezultatele mele dovedeau acest lucru. Da. Facem o mică pauză pentru un moment de publicitate și ne continuăm periplul nostru pe meridianele muzicii și a muzicii frumoase, a muzicii De calitate. care ne unește și ne schimbă și ne bucură și ne însuflețește. Un moment de publicitate. Construiește durabil și eficient cu Olimp Impex, producător de sisteme de acoperiș tip țiglă, sisteme de tablă cutată, sisteme de jgheabul și burlane și accesorii. Olimp Impex, acoperișul casei tale.
livrare în 48 de ore. Știai că una din principalele cauze de pierdere a vederii după vârsta de 50 de ani este cataracta? Sună la 0800-884-782 și programează-te la un consult gratuit. Vista Vision, rețeaua europeană de clinici de oftalmologie. Oferim consultanță în rezolvarea dosarelor de accidente auto sau vătămări corporale. Consultanță privind fondurile europene pentru firme, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate sau SRL-uri. Călin Fițigău, telefon 0749 945 843. Noum Baia Mare. Tridor, magazin cu produse second hand import Germania. Oferta magazinului nostru acoperă o gamă largă de produse de uz casnic și uz gospodăresc. Decorațiuni interioare, porțelanuri, covoare, electrice și electrocasnice, dar și mobilier. Tridor, strada Fabricii, 21A. Îți place să te relaxezi la piscină? Ești fan al pescuitului sau vrei doar să lenevești la soare? La Complex Majestic, distracția e la cote maxime. Vino în satul lung la Majestic și bucură-te de cele mai atractive oferte pentru agrement. Petrece un weekend la căsuțe departe de aglomerație și răcorește-te la piscină în natură. Este sezonul distracției la Majestic. Complex Majestic, relaxare pentru toată familia. Sărbătorește ziua copilului cu magazinul Compact. Surprinde-ți copilul cu cele mai frumoase jucării și fă-l fericit! Păpuși, jucării din pluș, Lego și mașinuțe, dar și instrumente muzicale, toate la prețuri cum nici nu te aștepți. Compact, magazinul tău preferat. Bine ai venit la Hotel Magus! Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Intră în lumea eleganței și a bunului gust, iar noi ne vom ocupa de fiecare detaliu ca evenimentul tău să fie unul de nota 10. Restaurant La Gourmet. 170 de locuri pentru servirea mesei și o grădină de vară deosebită. Evenimente sociale sau mondene, nunți sau botezuri, zile de naștere sau petreceri de firmă, toate într-un loc de excepție. Restaurant La Gourmet. Experiențe memorabile în arta culinară. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Baia Mare, vă prezintă oferta academică pentru anul universitar 2017-2018. Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, specializările Marketing, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Managementul Dezvoltării Durabile și Geografia Turismului, toate cu durata de 3 ani. Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, durata 3 ani. Se oferă burse și alte facilități. Informații suplimentare puteți obține la sediul universității din Strada Culturii, numărul 5. Televiziunea Teleplus Maramureș caută colaboratori la departamentul marketing. Vino să faci parte dintr-o echipă de profesioniști și te vei bucura de o mulțime de avantaje. CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail teleplusmm@gmail.com. Relații la telefon 0362 419 991.
Muzica are un rol important în dezvoltarea personalității copiilor. Noi vorbim acum despre copii și tineri, dar și asupra oamenilor în general. Absolut. Eu clasele 1-4 le-am făcut la o școală generală. Pe urmă, foarte multe persoane au insistat ca mama să mă dea, ca părinții mei să mă dea la liceul de muzică, pentru că era clar, aveam înclinații în acest domeniu. Și știți ce am observat? Că cei care studiază muzica sau artele, în general, se dezvoltă altfel. Au o mai mare încredere în ei, au curaj să spună și să se exprime în momentul în care își doresc un lucru. Sunt capabili să lupte pentru ceea ce își doresc. Iar relațiile lor le este mult mai ușor să se încadreze într-un grup, să-și facă prieteni noi, să accepte provocări. Sunt un pic mai deschiși, să spun așa. Iar muzica, cu siguranță că te ajută să transmiți o mare parte din sentimentele pe care noi oamenii le avem și de foarte multe ori nu putem să găsim cuvintele potrivite pentru a le transmite mamei noastre, persoanei dragi, celor din jurul nostru, cărora le transmitem o părticică din sufletul nostru în momentul în care interpretăm un cântec. Ce te-a învățat pe tine muzica de la 5 ani până la aproape 10 ani câți ai tu? Cum te-a schimbat pe tine muzica? Păi, muzica m-a făcut un om mai bun, mai generos și mi-am făcut foarte mulți prieteni pentru că muzica leagă prietenii. Și eu credeam că atunci când nu câștigi o competiție, începi să nu-ți mai... Nu. Eu nu sunt așa ca alți copii. Da, alți copii care... așa sunt? Nu știu. Nu. Există copii care se supără. Eu am trecut de la suprarea aceea și chiar am tot spus că nu contează ce premiu iei, tu știi cum ai cântat și dacă ție ți-a plăcut, înseamnă că tu ești mai câștigat. Păi uite, hai să vedem noi, că uite, vorbim teoretic despre ce face Alexia Florescu, hai să vedem cum cântă Alexia Florescu, cum se comportă Alexia Florescu pe scenă. Și să vedem că suntem la Ursulețul de Aur 2017, da, când Alexia a luat locul întâi. Locul întâi. Hai să o ascultăm pe Alexia Florescu la Ursulețul de Aur 2017. Eu fără ea nu mă
și admiratori. Ți-a plăcut cum ai cântat? Da, mi-a plăcut. Cine ți alege ție piesele? Decizi tu, decide doamna profesoară? Păi mă dă, mai îmi propune niște piese, iar eu acasă cu mama mă gândesc. Și mama, da. Asta vreau să zic, că și mama are o contribuție foarte mare în pregătirea Alexiei. Bine, mama are cunoștințele muzicale necesare, dar de obicei sunt mulți părinți care influențează nu întotdeauna în bine evoluția copiilor din punct de vedere da, muzical. Da, și atunci intervin eu ca profesor și mama... ne explic că ar trebui puțin să ne... să mă lase să iau eu deciziile potrivite. Cât de importante, că vezi, ai văzut discuțiile de la competițiile astea, mai ales competițiile naționale, cât de importantă este alegerea pieselor pentru vârsta copilului, pentru posibilitățile lui vocale. În primul rând este foarte important din punct de vedere al sănătății vocale. Eu ca profesor de canto sunt responsabilă de gâtul fiecărui copil cu care lucrez și nu mi-aș permite să îl forțez sau pentru că trebuie să luăm un premiu și noi trebuie să avem un repertoriu foarte greu. De aceea, în funcție de capacitatea fiecăruia și de vârsta lor, alegem piesele cele mai potrivite. Este această tendință de a da piese extrem de grele unui copil care nu este tocmai pregătit din punct de vedere tehnic ca să ducă la bun sfârșit și într-un mod corect o melodie și atunci pericolele sunt extraordinar de mari și sunt copii sau tineri care cântă pentru o perioadă foarte scurtă de timp, după care vocea lor devine fâșită sau cu tot felul de probleme. Uite, în timp ce vorbim noi, vedem imagini de la activitățile voastre, da, care de la sunt diverse, frumoase. Spectacolele noastre a școlii Insieme Music School, pentru că așa ne numim, Insieme. Insieme înseamnă împreună. Mm-hmm. Și foarte tot, frumos, da. Vă mulțumim. Tot vorbeam de prietenie și ce efect are muzica asupra noastră și Alexia spunea că ne face mai buni. Noi încercăm să fim foarte buni unii cu alții. În momentul în care un coleg de-al nostru este rănit sau are o perioadă mai proastă, noi îi suntem alături. De exemplu, am 4 sau 5 fete la aceeași categorie, la orice concurs ar merge, ele sunt în competiție. Și dacă le-ați vedea la gală cum se îmbrățișează și se pupă și se susțin și galeria pe care o avem în timpul concursului, e extraordinară. Am reușit să creăm un colectiv foarte frumos și sper că acest lucru să dureze, pentru că atât noi cât și părinții se simt bine în acest moment. Diferă competițiile din zilele acestea cu competițiile la care tu luai parte? N-aș putea să spun că... Le privești cu alți ochi, acum ești sigur, sunt într-o altă postură. Da. De aceea vă spuneam că emoțiile și stresul pentru mine sunt mai mari. Pentru că atunci aveam doar treaba mea, știam să mă organizez în așa fel încât să iasă totul bine, dar acum trebuie pentru fiecare în parte să stau așa cu inima strânsă, să-i încălzesc, să-i pregătesc, pentru că acest lucru este foarte important, pregătirea de dinaintea cântatului. Ei trebuie să fie foarte liniștiți, ei trebuie să știe că s-au pregătit, să fie siguri pe ceea ce am muncit împreună pentru acel concurs, iar pe scenă să dea în proporție de 80% tot ce pot. Tot ce pot, da. Ai emoții când te urci pe scenă, Alexia? Am avut o perioadă de emoții, dar acum am scăpat de ele, dar nici acum... Până la un punct, emoțiile sunt bune, să nu te copleșească. Da, da, adică este firesc să ai emoții, chiar dacă eu am scăpat de ele, dar nu de tot, încă le mai am
Și o să le am tot timpul, nu o să scap niciodată de ele. Și nici să nu-ți dorești, și pentru că aceste exact. Emoții te ajută să transmiți sentimentele pe care le-ai tu în sufletelul tău. Așa că păstrează-le mereu acolo în buzunar. Chiar dacă nu sunt prea comode, să zic așa. Păi nu sunt, toată dar lumea câteodată sunt bune. Aibă, ca și cum, de exemplu, să zic, la un examen, la școală, tot ai emoții, nu poți să scapi de ele și dacă ai și dacă nu ai. Păi și concursul tot un examen este, așa. Da? Tot o competiție este. Da, adică la orice examen, concurs. Emoțiile sunt prezente, dar trebuie da. Să știm să le controlăm. Să le controlăm, așa. Să le da. Cum e bine să participe copiii la competiții, la cât mai multe, la cât mai puține, să le selecteze? Părerea mea este că da, eu le selectez competițiile în funcție de juriu, în primul rând, și de calitatea concursului, pentru că sunt în țară o grămadă de concursuri care sunt organizate doar pentru, să zic, partea materială. Și atunci vii destul de supărat pentru că se fac o grămadă de nedreptăți. Și atunci selectăm un juriu, cum ar fi Horia Moculescu, domnul Viorel Gavrilă, cred că se vedeau și în imaginile, în pozele pe care le-am adus, doamna Stella Enache. Sunt oameni care fac parte din această lume a muzicii. Horia Moculescu este la Delfinul de Aur de la prima ediție. Sigur, și este un om care cunoaște, să este zic așa, obiectiv. Obiectiv. Da. Absolut. Da. Și noi asta ne dorim. Ne dorim să ne jurizeze cei care într-adevăr cunosc această meserie și care la rândul lor au fost pe scenă și știu ce înseamnă acest lucru. Și un lucru foarte important, oameni care lucrează cu copiii. Pentru că am mai fost la festivaluri și copiii au fost notați de către persoane care nu puteau să-și imagineze un copil de 6 ani cât de bine este capabil să cânte. N-ai cum să compari pe unul de 6 ani cu unul de 15 ani și să-i ceri o super performanță. Trebuie să știi la 6 ani cât este capabil acel copil să facă și în funcție de acest lucru să notezi. Vorbeam că partea vocală este foarte bine să fie completată de partea instrumentală. Tu de ce ți-ai ales pianul? Sau mami l-a ales? Eu prima dată am vrut să fac vioară, dar nu știu, mama mea mi-a spus că îmi va fi foarte greu. De ce? Chiar și acum văd copii care încă n-au învățat nici măcar să pună acordurile, să nu mai falseze vioara. La violoniștii de la școală din clasa mea am 2-3 colegi care nu mai scârțâie la vioară, dar în... Păi același lucru se poate întâmpla și la pian. Da, dar la pian este altfel. Nu scârție, nu? Nu scârție. Și la pian mi s-a părut că este mai ușor și are un sunet mai dulce și mai bun. Și mi-a plăcut. Uite, nu zis... te-a influențat Mădălina? Mădălina cântă la flaut, ne-a spus Alex... Nu ne cunoșteam în acea perioadă când Alexia a intrat în clasa 0, dar oricum aș fi încurajat-o să aleagă pianul, pentru că, în primul rând, pianul Alexia te ajută să-ți dezvolți o gândire armonică. Adică să gândești un pic mai profund, să zic așa, și este un instrument pe care orice cântăreț ar trebui să îl să-l poată utiliza cât de cât. Tu de ce ai ales flautul? Eu am considerat că este un instrument care mă caracteriza, să zic, în acea persoană, pentru că eram o fire foarte, nu neapărat timidă, mai inocentă, mai gingașă. Și flautul putea să redea, sau cu ajutorul flautului eu puteam să redau ceea ce exista în mine la acel moment. Mi-a plăcut foarte mult, dar în clasa nouă, când a trebuit să aleg între flaut și canto, bineînțeles că am ales canto, deoarece
Este un instrument, pentru că vocea până la urmă este un instrument, care te ajută prin intermediul cuvintelor să transmiți într-un mod mult mai direct sentimentul și cred că ajunge într-un mod mai direct în sufletul oamenilor. Mai cânti la flaut? Da, din când în când recunosc că chiar am postat anul trecut, mi se pare, un mic filmuleț pe pagina mea de Facebook și ziceam că după 10 ani de când am mai pus mâna pe flaut mă voi reapuca de cântat. Nu mi-ajunge timpul, din păcate, să le fac pe toate, dar n-am uitat. Ce calități trebuie să aibă copiii tineri în general ca să poată să facă performanță din muzică? Muzica pare așa un hobby la prima vedere. Da, toți spun, vai ce vă distrați voi, da, sau vai ce frumoasă meserie ai, că ce simplu e la tine, toată ziua stai și asculți muzica. Ei, nu e chiar atât de simplu, pentru că în primul rând, un copil trebuie să aibă o ureche muzicală, să le dea corect sunetele pe care le aude. Dar acest lucru se poate și corecta. Eu mi-am demonstrat acest lucru și am acceptat să studiez cu câțiva copii care nu auzeau corect sau nu puteau să reproducă corect sunetele. Cu foarte multă răbdare reușesc să schimbi acest lucru, bineînțeles la o vârstă fragedă. Iar vocea, ca orice alt instrument, cu cât o utilizezi mai mult, o cunoști mai bine și ea va răspunde acțiunilor tale. Dacă vreau să cânt tare, să știu cum să fac să cânt tare. Dacă vreau să cânt frumos, să știu cum fac să cânt frumos. Deci se poate, chiar dacă nu ai foarte mult talent, să ajungi să faci performanță. Iar cine sunt eu să îi spun unui copil, tu nu ai nicio șansă. Nu-mi rămâne decât să-i spun, haide să încercăm să muncim mai să mult. Muncim. Eu voi fi oglinda ta, îți voi spune adevărul. Asta le spun la prima oră. Și eu chiar sunt un om foarte sincer și transparent și spun lucrurilor pe nume. Cred că din acest asta motiv cel mai bine, da. Mă iubesc copiii, pentru că știu că la mine o să găsească mereu sinceritate. Atunci când e bine, e bine. Atunci când e mai puțin bine, le spun acest lucru cu... Ce muzică asculți, Alexia? Ce-ți spune doamna profesoară să asculți? Sau asculți ce-ți place ție? Păi, din când în când mai ascult și eu ce-mi place mie. Și ce-ți place ție? Ia spune mie. Păi, ce muzică îți place? Mie îmi place foarte mult muzica de la Smiley. Mhm. De mic am vrut să-l întâlnesc și să vorbesc cu el, dar din păcate nu s-a putut decât să fac o poză cu el. Deci eu doream foarte mult să vorbesc cu el, dar din clipa din care îl vezi după aia ți-e foarte rușine. Și... Ei, când o să ajungi pe marile scene să cânti împreună cu el, atunci vezi de veni colegii. Vei avea curajul necesar. Eu îți doresc acest lucru și le doresc tuturor elevilor mei, studenților, sau că nu pot să-i numesc copii pe toți, pentru că unii au... Unii sunt mai mari. Au întâlnit chiar 18 ani și au crescut. Acum când am selectat pozele pentru emisiunea dumneavoastră, am dat peste niște poze de acum 3 ani de zile când am început această activitate și mi-am dat seama că copiii au crescut și m-am gândit așa la cât de multe lucruri am făcut în acești 3 ani împreună. Foarte multe, foarte multe deplasări, foarte multe momente frumoase și momente mai grele peste care am trecut împreună și le mulțumesc foarte mult că fac parte din viața mea și o spun cu cea mai mare sinceritate, pentru că sunt un om norocos să fiu înconjurat în fiecare zi de zâmbetele lor, de dragostea lor, intru în sala de repetiții și uit de toate grijile. Acolo este un alt râm, un râm de poveste. Mădălina poate să fie un model pentru tine? Ca om, ca profesor? Da, poate să fie un model chiar foarte bun. De fiecare dată când merg la oră, abia aștept să îmi spună că vrea să cânte ceva.
Rar mai spune asta, dar îmi place foarte mult vocea ei. Vă pune mulțumesc. Pe voi să cântați, da? Da, da, dar mai cântă și ea. Alexia se pune în locul meu și mă imită și îmi spune: bine, hai acum să facem vocalize. Acum te rog frumos să-mi cânti o arie dintr-o operă. Ce vrei tu? Dar te rog frumos să-mi cânti ceva. De multe ori sunt obosită pentru că eu cânt în fiecare zi cu ei la ore, dar le satisfac această plăcere să le mai cânt din când în când. Ce muzică le spui să asculte? Muzica bună. Eu nu am avut niciodată un singur model. Am încercat să ascult ceea ce este frumos, am încercat să ascult cu o ureche tehnică, să spun așa, și să împrumut de la fiecare cântăreț câte ceva, pentru a-mi crea un stil propriu. Și acest lucru îi îndrum și pe ei. Orice ar asculta, de multe ori le spun: haideți să ascultăm o muzică, să spunem așa, de o mai proastă calitate și să observăm ce nu ne place. Ei trebuie să înțeleagă ce le place și de ce le place. La fel trebuie să înțeleagă și de ce nu le place, adică ce nu trebuie să facem. Acum ei merg pe această cale cu muzica ușoară, stilul mai tradițional. În zilele noastre muzica comercială se vinde și până la urmă trebuie să ne gândim și din punct de vedere financiar cum se vor descurca. Dar deocamdată sunt destul de mici și vor vedea ei pe... Contează versurile? Pentru copii? Pentru formarea copiilor, a tinerilor în general. Sigur, sunt piese cu versuri mai agresive care... Da, nu abordăm un astfel de repertoriu. Lor oricum le plac piesele mature, deci nu doresc să cânte despre șoricelul și pisica și cum o făceam eu la vârsta lor, șoricelul Relu și pisica Rica, o piesă a domnului Dorin Griguță. Și ei își doresc să cânte Lara Fabian, Celine Dion, nu știu, zi-mi, Alexia, tu ce... Și profesoara le spune: mai aveți răbdare, că mai trebuie să se maturizeze vocea. Și pentru ei și pentru mine. Eu am răbdare, Laura. Pentru mine ora este ca și cum a juca, dar ca și timpul meu liber. Dar eu sunt atentă la oră, nu ca și cum aș veni... La distracție. Da. Pentru mine este ca și o pauză. Dar în loc să fac pauză, cânt. Pauza mea este cântatul. Mădălina, ne apropiem de final de emisiune. Un gând frumos pentru copii de la școala ta, pentru copii în general, pentru muzică. Pentru copiii mei, pentru că sunt ai mei, aș vrea să vă spun să aveți încredere în ceea ce v-a dat până la urmă Dumnezeu. Trebuie să duceți până la capăt acest drum, să aveți puterea și răbdarea necesară. Și părinților le spun același lucru, pentru că este un drum, nu greu, foarte greu. Și tot ce pot să vă spun este că eu vă voi fi alături atâta timp cât mă vor ține puterile. Dragele mele, eu vă mulțumesc. Mulțumesc, Alexia Florescu, mulțumesc, Mădălina. Vă doresc succes în ceea ce faceți. Mulțumesc și telespectatorilor și le urez o seară bună și le dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! La revedere! La revedere!